Surorile Kardashian sunt de neoprit când vine vorba de a obține mai mulți bani și nu le pasă dacă trebuie să-și vândă chiar și hainele pentru asta. La începutul acestui an, Peta a trimis o scrisoare deschisă lui Kris Jenner prin care a cerut să trimită blănuri și produse din piele exotică în programul său de donație, iar Statele Unite pentru Protecția Animalelor Mondiale a acuzat-o pe Kim de promovarea braconajului. Prețurile sunt foarte mari și nu orice om își permite să cumpere hainele divelor. Kim este cea care a exagerat cel mai mult de la prețuri, aruncând un blazer piton marin, marca Celine, pentru $3,000, când acesta este disponibil pe un alt site la prețul de $380, spun cei de la Daily Mail.